Bună seara! Bine ați venit! Vă mulțumesc cum sunteți alături la acesta. O să spun puține cuvinte despre ceea ce voi cânta. Pentru cine nu a văzut afișul, voi interpreta ultimele trei opusuri din creația pentru pian a lui Johannes Brahms, unul dintre cei mai importanți compozitori din perioada autismului. Iar aceste lucrări sunt probabil un apogeu al genului miniaturat pentru acest instrument. Acest recital aș dori să-l dedic unui foarte important poet român, care, din păcate, s-a stins ieri din viață, Ioanes Pop, care mi-a marcat, și nu numai mie, și multor oameni și din apropiații mei, multor prieteni de-ai mei, ne-a marcat crezul artistic, aș putea spune. Și consider că merită să-l omagiem în felul acesta. Sper ca vibrația muzicii și a sunetului să ajungă, cum spunea în tocmai ieri, la corabia dinspre Corint, pe care sper eu că se află și el acum și navighează către orizonturi mai luminoase, mai bune. Și în locul momentului de reculegere care s-ar cere acum, îl voi invita pe prietenul meu, Vlad Dența, compozitorul Vlad Dența, care de asemenea are o foarte mare afinitate față de poezia lui Ioanes Pop. A și scris niște liduri pe versuri proprii, dar aceste versuri se bazează cumva pe ideologia poetică a lui Ioanes Pop, mai exact pe personajul Hans, celebrul Hans, chiar ultimul vid al lui pornește cu o întrebare cumva retorică, oare ce mai face Hans? Hans al lui Ioanes Pop acum se odihnește, își găsește, după cum poetul spune, împăcarea și odihna. Și astfel îl invit pe Vlad să ne recite un poem. Bine, acum am spus recitat, pentru că o să fie un fel de citit. Voi citi din volumul Un somn pe scaunul electric și sună cam așa. Durerea îi se înfășurate pe spirala adâncă. În așa fel încât, cel puțin, nu mai putea fi fericit, iar generația de după el putea să fie oricum, dar nu cu mult altul. Triumfase în eșecurile lui, așa cum alții triumfă în carele lor de război. Un șobolan duce în spinare crucea în locul celui care trebuie să o ducă. Oare tatăl șobolanului știe și îl va salva în ultima clipă? Dacă nu, atunci nici șobolanii, nici oamenii nu vor fi vreodată mântuiți. Durerea nu are patrie, iar rozătoarele sunt peste tot și se înfruptă din codul genetic al omului de parcă, trăind cât omul ar dobândi nemurirea. Și râd în hohote toată noaptea, ca la orice priveghi. Mai mult decât aceste cuvinte care sunt, cel puțin pentru mine și pentru ce ar putea să mi-e și greu să vorbesc. Foarte adânci. O să auziți în opusul 118 de Johannes Brahms, ultima piesă este un dies ire, ceva ce cred că o să vă dați mai mult decât Brahms.
Thank you.